Executivul european a concluzionat în urma unei investigații că suma plătită de România fraților Micula, care au cetățenie suedeză, drept despăgubirii după anularea unei scheme de ajutor pentru investiții, nu corespunde normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat. Astfel, frații Micula și firmele lor trebuie să ramburseze toate sumele deja primite, care sunt echivalente cu cele acordate în cadrul schemei de ajutorare care a fost anulată, a transmis Comisia Europeană. Printr-o hotărâre arbitrală din decembrie 2013, s-a constatat că prin retragerea în 2005 a unei scheme de încurajare investițiilor, cu 4 ani înainte de expirarea sa prevăzută pentru 2009, România a încălcat un tratat bilateral de investiții dintre România și Suedia. Comisia arată că încă de la început, schema de încurajare a investițiilor retrasă a favorizat în mod selectiv anumiți investitori, fiind considerată incompatibilă cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.